Pentru că așa cum se întâmplă și în viață, există o perioadă limitată de întrebuințare pentru orice produs. Te duci la magazin, iei în raft un produs, de obicei din import, te uiți pe spate, termen de valabilitate, da? Haideți să spunem partidelor tradiționale, începând cu 5 iunie, că termenul lor de valabilitate a început să expire. Haideți să le spunem că este momentul să le dăm jos de pe raft. Haideți să le spunem că este nevoie de o altă generație de partide și de proiecte publice în România. Să le spunem că este nevoie de altă calitate de oameni în politica românească și de administrația statului român. Că tot se vorbește de schimbările climatice, așa cum atunci când a apărut glaciațiunea, acum nu știu cât timp, și anumite specii au dispărut, așa se va întâmpla și acum, pentru că partidele tradiționale sunt neadaptate la schimbările din societate. Și sunt condamnate, nu dintr-un singur act, dintr-un act, din două, dacă nu se schimbă, la irelevanță și la dispariție. Acum vreau să vă mai rog ceva. Începe campania, da? Vreau să vă încurajez să facem cea mai frumoasă și mai inimoasă campanie pe care am făcut-o vreodată în viața noastră, noi cei care am mai făcut, și cei care sunteți la prima voastră campanie și pe care vă primim cu dragoste și cu prietenie, să facem o campanie în care, într-adevăr, să vorbim cu oamenii. Să folosim și internetul, pentru că e foarte bine să folosim și alte metode, dar intrați în contact cu oamenii. Ascultați-le păsurile. Întrebați-i de necazuri, de vise și de frici. Vorbiți și cu cei care sunt mai în vârstă și care le este frică că o să moară singur pentru că le-au plecat copiii la muncă în străinătate. Vorbiți cu cei care așteaptă fiecare pensie ca să numere bănuții pentru a putea să iau un medicament. Vorbiți și cu tinerii care sunt plini de ambiție și de entuziasm și care se întreabă ce o să fac eu în viață, unde am să mă realizez, aici sau undeva în altă parte. Faceți o campanie frumoasă și ajutați-i pe Mircea să facă o surpriză care este posibilă la Cluj. Dați o echipă de consilieri municipal, județeni și locali în toate comunitățile și sper că și sunt convins că o să avem candidaturi și liste în mult mai multe comunități. Știu că este greu. Arătați că se poate face politica altfel. Pentru că se poate face politica altfel și lumea așteaptă să primească o ofertă de politică făcută altfel decât a fost făcută până acum. Acesta este arma noastră. Mircea spune că